Conform unei analize făcute de către cei de la Ziarul Financiar, prețul mediu al terenurilor arabile în loturi de până la 30 de hectare deținute de proprietari persoane fizice a ajuns la o medie de 4.000 de euro per hectar. Constanța este județul cu unele dintre cele mai mari prețuri identificate, ce urcă până la 7.000 de euro per hectar. Cotația mai mare a prețurilor în Constanța este explicată de apropierea față de port și de posibilitatea fermierilor de a-și vinde cerealele la cotații apropiate de cele de export. Prețul cerut pentru loturile mici și foarte mici a ajuns să fie apropiat de cotațiile medii la care se fac tranzacții cu suprafețe compacte de sute sau chiar mii de hectare. Noua lege a tranzacțiilor cu terenuri arabile îi obligă pe proprietarii care vor să renunțe la terenuri să urmeze un proces birocratic ce începe cu afișarea publică a ofertelor de vânzare. Sistemul permite pentru prima dată o transpartenizare a acestui segment din piața funciară. Unul dintre cele mai dinamice și care a intrat în atenția marilor investitori instituționale abia în ultimii ani. În iunie și iulie, site-urile direcțiilor agricole județene s-au umplut de ofertele de vânzare ale micilor proprietari, însă Ministerul Agriculturii nu a integrat până acum aceste date într-o singură platformă care să permită trasarea unor concluzii clare în privința dinamicii acestei piețe. Documentele publicate de proprietari arată însă clar direcția în care se fac tranzacțiile cu terenuri. Grosul anunțurilor prezintă spre vânzare loturi de câteva hectare sau chiar mai mici de un hectar deținute de persoane fizice. Majoritatea acestor suprafețe fac parte din ferme de subsistență fără funcționalitate economică și potențial de dezvoltare și a căror marfă nu ajunge în piață. România are a șasea suprafață agricolă din Uniunea Europeană cu 13,6 milioane de hectare, din care 8,5 milioane de hectare arabile și o poziție strategică la Marea Neagră. Investitorii străini controlează prin proprietate sau contracte de arendă pe termen lung circa 1 milion de hectare de teren arabil. Sunt Silviu Calotă, iar Glasul de Moșie are și el un preț.